Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat. Coloseni 2.16 cu Prietenii noștri adventiști de ziua șapte vor încerca din răsputeri să ne convingă că acest verset nu face referire la sabatul săptămânal, la ziua de sâmbătă ci la o sărbătoare oarecare. De ce? Pentru că asta le-ar demonta toată învățătura cu privire la obligativitatea ținerii sabatului în nou legământ. Și astfel, odată demontată această învățătură, cultul lor nici nu ar mai exista. Cu asta se diferențiază de celelalte denominații, ținerea sabatului și păzirea unor legi alimentare pe care Pavel le numește în același capitol învățături începătoare ale lumii. Nu o să vorbesc acum despre semnificația sabatului, care arăta spre adevăratul sabat, adevărata odihnă, cea veșnică și duhovnicească, care este în Hristos. După cum zic eu că scrie destul de clar în Evrei capitolul 4. Acolo scrie destul de clar care este adevărata odihnă, spre ce arăta sabatul și nu o să vorbesc nici despre păzirea legilor alimentare, care avea un rol specific pentru evrei, ca să-i sfințească, să-i separe din punct de vedere exterior de neamuri, dar nu în duhul lor, cum sunt creștinii. Astea sunt alte subiecte. Acum vreau să vă concentrați fix la acest verset, în special la expresia o zi de sabbat și o să vedeți că putem fi siguri, 100%, că Pavel aici se referă la sabatul săptămânal, la ziua de sâmbătă, ziua a șaptea. Într-adevăr, toate sărbătorile evreilor erau numite sabate, adică erau zile de odihnă. Dar Pavel face aici o diferență clară. Folosește cuvintele o zi de sărbătoare și o zi de sabat, în aceeași propoziție face o diferență clară. Nu ar avea sens să se repete de două ori. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare sau cu privire la o zi de sărbătoare. Pavel era mult mai inteligent de atât. Nu avea sens să repete de două ori același lucru. Dacă se referea la niște sărbători oarecare, la toate sărbătorile. Pentru că în aceeași propoziție zice o zi de sabat, o zi de sărbătoare. Pavel aici nu face altceva decât să folosească o expresie care apare foarte des în Vechiul Testament. Sabat, lună nouă, sărbători. E mereu ceva progresiv. Sabat, lună nouă, sărbători. Sabat, adică sărbătoarea săptămânală, ziua de sabbat, sâmbăta. Lună nouă, adică sărbătoarea lunară. Și sărbători, adică celelalte sărbători, mai rare anuale. E ceva progresiv, doar că Pavel aici în Colosseum 2 le ia invers, de la cele mai rare la cele mai dese. Sărbători, lună nouă, sabat. Nimeni să nu vă judece cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă, sau cu privire la o zi de sabat. O zi de sărbătoare, sărbătorile anuale, lună nouă, sărbătorile lunare, și o zi de sabat, sabatul săptămânal, sâmbăta. Și o să citesc acum câteva exemple din Vechiul Testament ca să înțelegeți la ce mă refer. 2 Cronici 2 cu 4 Să aduc necurmat în ea pâinile pentru punerea înainte și să aduc arderile de tot de dimineață și de seară, în zilele de sabat, de lună nouă și de sărbătoare ale Domnului Dumnezeului nostru după o lege veșnică pentru Israel. 2 Cronici 8 cu 13 Aducea ce era poruncit de Moise pentru fiecare zi, pentru zilele de sabbat, pentru zilele de lună nouă și pentru sărbători. Observați progresia. Sabat, lună nouă, sărbători. E destul de clar că despre acelea sărbători vorbește și Pavel în Noul Testament. O zi de sărbătoare, o lună nouă, o zi de sabat. Nu poți trage altă concluzie decât că Apostolul Pavel, inspirat de Duhul Sfânt, se referă aici direct la sabatul săptămânal. Deci, ascultați îndemnul lui Pavel, inspirat de Duhul Sfânt. Nimeni, nimeni, dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. Sabatul arăta spre Hristos, era o umbra lui, a odihnei pe care o primim în el. El e adevăratul sabat, adevărată odihnă. În el mă odihnesc de încercările mele de a fi mântuit prin fapte. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dignă, spunea Domnul Isus. Prin el am intrat într-o odihnă veșnică, în odihna lui Dumnezeu, în acea odihnă despre care Dumnezeu vorbește la creație și care nu mai are sfârșit, în care nu se mai spune că acea zi s-a sfârșit că a fost o seară și o dimineață. La acea odihnă ne cheamă Dumnezeu. În această odihnă se intră astăzi. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Hristos e odihna Lui Dumnezeu. În El ne odihnim. El e adevăratul sabat. Cât despre ținerea unei zile speciale pentru creștini, Biblia pur și simplu nu spune nimic. Spune doar că creștinii se întâlneau în ziua întâi și atât. Și știm și din tradiția bisericii că creștinii s-au întâlnit mereu în ziua întâi. Atât. Dar Apostolul Pavel spune destul de clar în Roman 14, de la versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Toate zilele sunt la fel. Atenție mare la ce spune Apostolul Pavel aici. Dacă pentru Apostolul Pavel ziua de sabat reprezenta ceva special, nu mai avea cum să spună că toate zilele sunt la fel. Nu mai avea cum să spun asta. În Vechiul Testament nu era după preferințe. Nu ținei sabatul, erai omorât. Iar acum Pavel își permite să zică că pentru altul toate zilele sunt la fel. Nu și-ar fi permis niciodată așa ceva. Și continuă Pavel fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui cine face deosebire între zile pentru Domnul o face cine nu face deosebire între zile pentru Domnul nu o face cine mănâncă pentru Domnul mănâncă pentru că aduce mulțumiri lui Dumnezeu cine nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumiri lui Dumnezeu